Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Focus. Astăzi marcăm o zi mare, de o mare importanță la nivel global. Ziua Mondială a Păcii. Într-o lume în care conflictele și tensiunile internaționale par să fie într-o continuă creștere, ne întrebăm ce înseamnă cu adevărat pacea în zilele noastre și cum putem contribui fiecare la menținerea ei. Pentru a aprofunda aceste subiecte, o avem alături de noi, domnia sa, Lucie Argint, doctor în istorie, care ne ajută să înțelegem mai bine cum a evoluat conceptul de pace de-a lungul istoriei și ce rol joacă acesta în societatea modernă. Spunem, domniei voastre, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Mulțumim mult că ați găsit timp să fiți alături de noi. Sunt sigur că agenda dumneavoastră e roșie. Mersi pentru invitație. S-a meritat cu așa temă să vin. Însă subiectul este foarte important. Subiectul legat de pace. Pace în lumea de astăzi, reflexii și, sigur că, provocări. Și prima mea întrebare, ce înseamnă pentru domnia voastră Ziua Mondială a Păcii? Care este importanța, valoarea, comemorarea acesteia? Ce înseamnă pentru dumneavoastră? Cum rezonează pentru dumneavoastră și cei din jurul dumneavoastră și cum dumneavoastră vedeți această zi mondială a păcii? Nu pot să spun despre ce gândesc cei din jurul meu, dar pentru mine Ziua Internațională a Păcii este un motiv de a ne gândi asupra esenței umanei și asupra viitorului nostru comun, fiindcă această zi, pe lângă ideea de promovare a păcii, cumva ne sugerează să medităm asupra responsabilității fiecăruia în ceea ce privește conceptul de pace, felul cum noi îl percepem, să ne aducem aminte că pacea este foarte fragilă și merită să ne întoarcem cât mai mult la educația pentru pace, fiindcă ea, această temă și acest subiect trebuie permanent dezvoltat, promovat, consolidat, deoarece istoria ne arată că cei care au pornit adesea războaie au primit educație la timpul lor și eu fac acum chiar o trimitere la evenimentele cu care noi cu tine suntem contemporani. De 2 ani suntem martori la un război aproape de hotarele Republicii Moldova și acest război au pornit-o niște persoane cu studii superioare, persoane care au admirat cândva micii soli a păcii, printre care Samantha Smith, dacă țineți minte, care în anul 1982 scria scrisori liderului sovietic Andropov, prin care încerca să sensibilizeze maturii asupra încetării războiului rece, fiindcă era un pericol de război nuclear și că toți copiii lumii trebuie să trăiască în pace și Uniunea Sovietică a făcut un gest analogic când a evidențiat-o pe Katia Lăciova, dacă țineți minte, în orice caz copilă Maria mea cumva este legată de aceste două fetițe și noi, dacă țineți minte, copilăria noastră pe 1 mai purtam mir-mir, pe 19 mai, de ziua pionierii, avem concursul desenului pe asfalt, unde iarăși tema păcii era temă primordială, deci era cumva promovată prin toate sursele. Și atât închipuiți-vă cu oamenii aceștia care au fost educați exact ca noi, fiindcă noi toți purtăm cumva o memorie colectivă, fiindcă Homo Sovieticus era cumva educat decenii analogic. Acum a început un război care provoacă genocid, nu doar pierderi materiale, care provoacă și promovează non-valori. Și îți pui întrebarea, cât de eficient a fost această educație pentru pace 40 de ani în urmă, încât a dat naștere la așa monștri, fiindcă eu altfel nu pot să etichetez persoanele care, având o educație și, și niște studii, inclusiv o parte și post-universitare, susțin această idee, mențin această situație. Deci iată la ce ne provoacă a reflecta această zi, Ziua Internațională a Păcii. Cât de sensibilă este această
și cât de efemeră poate fi pacea. Și că oricine poate să ajungă să devină victimă a unui război. Și că tot în viața asta este trecător, dar, cum spunea un filosof, cel mai constant lucru care există, asta e schimbarea. Deci noi sperăm la pace, dar trebuie să fim pregătiți a face tot posibilul pentru a pregăti o generație tânără care să conștientizeze efectul unui conflict care poate să provoace un război și trebuie să educăm o generație care, pe lângă cuvântul pace care se asociază cu liniște și stabilitate, să înțeleagă că pacea mai presupune și lupta pentru dreptate, lupta pentru acceptarea diversității, fiindcă de aici vin foarte multe conflicte și războaie, pentru echitate în drepturi și pentru colaborare. Iată, coexistență într-un mediu, acceptându-ne așa diferiți cum suntem, fiindcă asta este o soluție la a menține și a promova pacea. Ascultându-vă pe dumneavoastră, mi-am dat seama că ar trebui cumva să explicăm și să definim chiar și pacea. Da, este un antagonism la războiului, dar ce până la urmă este pace? Că multă lume probabil că nu înțelege. Nu doar este un non-război. Dar ce ar fi să fie pace? Probabil că este o condiție de existență umană. Exact. Exact. Este o nevoie existențială, aș zice eu, pentru rasa umană. Că dacă ați vorbit despre exterminare, este cu totul altfel. Deci pacea în sine este un drept, o valoare, nici nu știu cum să zic, o condiție a existenței ființei umane. Nu-mi imaginez altfel. Și dacă ea este o nevoie, o existență, păi dar cum poți să mergi împotriva? E ca și cum să mergi împotriva sine însuși. Da, începem cu noi înșine. Căutăm pacea interioară pentru a asigura pacea exterioară. Vorbeați despre faptul că au fost generații care au fost educați cumva să implementa ce înseamnă pace, dar bănuiesc eu că ați sesizat, ați pus cumva degetul pe rană. Pace interioară. Pentru că dacă nu ai pace în interior, probabil că o exteriorizezi și se întâmplă ceea ce se întâmplă sau conflictele. Însă, vorbind despre pace, ce perspectivă în istorie, mă refer acum la percepția oamenilor, civilizațiilor, vis-a-vis de pace. Ce însemna pentru ei o pace? În toate timpurile, pacea era percepută diferit. De exemplu, în perioada antică, pacea era acea perioadă scurtă între conflicte și între războaie regionale, fiindcă războaiele au fost persistente pe parcursul întregii istorii, mai ales în perioada antică și medievală. Și iată, special pentru a mai trage sufletul, hai să zic așa, în Grecia antică a fost introdusă această sărbătoare mare pe care noi numim Jocurile Olimpice, când se terminau războaiele, obligatoriu, pe toată perioada acestor Jocuri Olimpice și fiecare stat putea să-și demonstreze cumva mușchii sau să-și satisfacă ambițiile și să se autoafirme, nu pe câmpul de luptă omorând, ci concurând la diferite probe sportive. Rămânând în viață. Da, și iată, parcursul epocelor, cumva războiul și pacea ca percepe au evoluat de la armistiții și tratate de pace până la colaborare, coexistență internațională. Evul mediul în general a fost strașnic, deoarece noi ne aducem aminte de perioade lungi a războaielor. Deci pe lângă cruceadele care a schimbat total optica relațiilor între Est și Vest, între Orient și Europa, noi am avut războiul rozilor care a durat câteva decenii.
războiul de 100 de ani. Închipuiți-vă 100 de ani de război. Deci câte distrugeri, câte morți inutile, da, pentru ambițiile unor mai mari care nu se săturau să-și demonstreze influența, puterea și a-și satisface cumva ambițiile materiale. În perioada modernă lucrurile au început să capete o puțin altă turnură, fiindcă de rând cu propriu zis conflict militar, fiindcă noi avem diferite războaie. Noi avem războaie civile, care se desfășoară pe teritoriul unui stat și atunci luptă câteodată reprezentanții aceleași familii care se situează pe diferite baricade, la un moment dat fiind cumva montați, influențați de ideologii și viziuni politice diferite, până la războaie pe care noi le cunoaștem la nivel mondial. Deci primul război mondial s-a început, dacă vă aduceți aminte, la sfârșitul epocii moderne. Și iată, istoria demonstrează că în spatele la cauzele oficiale sau pretextele războiilor, câteodată stau niște clișee și frustrări personale sau chiar complexe psihologice venite din copilărie. Fiindcă studierea istoriei demonstrează că, de exemplu, primul război mondial a fost un război între verișori. Între veri drepți, unde Wilhelm al II-lea, cel care era cumva outsiderul familiei, care nu era acceptat, avea un caracter foarte greu, dar iarăși format din cauza unui complex legat de un neajuns fizic și din lipsă de atenție din partea mamei și a rudelor care nu l-acceptau, deoarece era un copil cu defect, un moștenitor al tronului, care după toate regulile trebuia să fie ideal, atât fizic cât și mental, și el nu a fost să fie. Deci, cumva, a încercat să organizeze un război pentru a se autoafirma. Iată, lucrurile acestea trebuie cumva tot explicate în procesul predării unor războaie, fiindcă percepția privitor la care sunt cauzele războaielor este mult mai complexă. Deci, este mult mai multilateral. Deci trebuie de luat absolut toate aspectele în vedere atunci când explici ce poate să condiționeze sau să provoace un conflict care să ducă la o conflagrație, da? Iată, asta este. În afară de, mă rog, tendințele expansioniste care mai tot timpul au dominat a unor state mai mari care și-au dorit să-și răcească la o anumită perioadă teritoriile și să-și consolideze influența pe continent sau pe mai multe continente. Da. A fost interesant, chiar surprins să aud că pacea în trecut, mai ales în perioada medievală, a fost o pauză între războaie. Uh-huh. Vă dați seama, deci ca să răsufle sau cinștii, să-și mai ia puteri, e o pace. Cum a evoluat conceptul acesta de pace până în ziua de astăzi? Sau, vedeți că ați menționat în discursul dumneavoastră un binar de cuvinte interesante. Luptă pentru pace. Uh-huh. Înseamnă oare că pentru pace este nevoie să lupte? Exact. Sună interesant. Da. Luptă în război sau luptă în conflagrații și aici este o luptă, dar pentru pace. Fiindcă până în prezent se luptă pentru pace în sensul că conceptul acesta de pace cumva s-a extins asupra luptei pentru drepturi, pentru egalitate. Deci, atât la momentul actual, de exemplu, pe lângă ceea ce noi înțelegem a fi o pace în sensul adevărat a cuvântului, pace ar mai însemna un echilibru între dezvoltarea situației economice și a stabilității mediului, de exemplu. Deci noi acum suntem într-o perioadă a globalizării afectate de foarte multe fenomene. Problema mediului este una dintre cele mai mari probleme care provoacă în perspectivă mari probleme economice. Deci creșterea populației și micșorarea potențialului economic a unor state poate în perspectivă tot să dăuneze relațiile și să provoace în perspectivă iarăși niște conflicte. Deci pentru a preveni aceste lucruri ar trebui de pe acum să se ia niște măsuri rapide, fiindcă e târziu deja, ele trebuiau luate mult mai devreme, fiindcă noi avem la momentul actual o problemă enormă care ține de schimbarea climaterică a globului pământesc și asta o să ne afecteze foarte mult economia statelor din punct de vedere agriculturii.
Deci schimbarea aceasta a climii dăunează foarte mult agriculturii și acele țări care au fost deprinse pe parcursul la mii de ani să cultive niște plante tradiționale, o să trebuiască să-și revadă cumva agenda, fiindcă ceea ce era posibil de plantat 10 ani în urmă, de exemplu, ușor, deja nu mai este posibil din cauza temperaturilor extraordinar de mari, secetelor și altor factori care sunt legate de schimbările acestea climaterice. Respectiv, dacă agricultura nu mai funcționează, trebuie găsite alternative, de găsit altă formulă, poate schimbăm plantele care pot, de exemplu, să supraviețuiască într-o zonă toridă, da? Să atragem atenție, de exemplu, la sursele alternative de hrană, presupunem. Deci sunt soluții dacă le cauți, plus trebuie de făcut absolut totul pentru a opri agravarea situației la nivel global cu privire la încălzirea climaterică și schimbarea temperaturilor sau a situației pe care noi acum o avem. Și asta tot depinde de educația ecologică, educația pentru mediu. Deci noi, la momentul actual, defrișăm într-o veselie fără ca să restabilim spațiile defrișate cu noi plante. Dar asta ne afectează foarte mult natura. Și ceea ce se întâmplă în perspectivă poate să ducă că din cauza crizei sau lipsei de resurse să apară iarăși niște probleme și conflicte. Creșterea prețurilor, schimbarea orientării economice, deci totul este legat ca o verigă a unui lanț, unul de altul. Ați menționat un lucru foarte interesant. Ori aduce pace un necaz comun, oamenii se lasă de arme, ori invers, pentru supraviețuire vor lua arme. Și care va fi aceste... Și nu-mi imaginez eu a doua perspectivă, adică e o chestie oribilă. Totul depinde ce oameni vor fi aduși la putere. Și zic aduși, fiindcă noi totuși trăim într-o lume și într-o epocă când parcă, promovăm valorile democratice. Iar într-un stat democratic nu are loc lovitură de stat, ci oamenii sunt cumva selectați, aleși pentru a ne reprezenta interesele în organele centrale. Și în cazul când lecțiile nu sunt învățate ale istoriei, riscăm să aducem în fruntea statelor niște persoane cum a fost același Hitler, care a câștigat în mod democratic alegerile în Germania. Și cu ce s-a ales Germania după venirea la putere a lui Hitler, deja noi cunoaștem foarte bine. Deci exact riscul acesta paște orice țară democratică, care în lipsa unei analize și a unei viziuni clare și a unei aprecieri obiective a lucrurilor și a priorităților, dintr-un moft sau dintr-o întâmplare sau din lipsa dorinței a participa la alegeri sau a asculta atent demersurile și prestanța fiecărui candidat, poate să contribuie la venirea unor persoane care, în loc să ajute, mai tare o să încurce lucrurile. Deci asta este o problemă care, în perspectivă, trebuie luată în considerație atunci când noi vorbim despre încercările de soluționare sau de prevenire a unor războaie. Știți că în societatea mondială există păreri contrastante vis-a-vis de globalizare. Uh-huh. Unii privesc lucru bun pe anumite subiecte, alții privesc rău lucrul acesta. Pe anumite subiecte. Și asta e interesant. Poate fi pacea un lucru global? Adică pentru că este totuși, vrei nu vrei, trebuie să conștientizăm că suntem într-o lume, într-o luntrie, într-o corabie, într-o casă care se numește planeta Pământ. Și dacă se întâmplă într-un colț, se reflectă și asupra altuia. Domnul Anatol, asta dumneavoastră înțelegeți, sau hai să zicem așa, noi înțelegem că noi suntem într-o barcă. Din păcate, lecția lui Ludovic al XV-lea după mine și potopul este promovată în foarte multe state de către niște grupuri mici de persoane care au cu totul alt interes.
Deci au interes de azi și acum. Pe ei nu interesează cum o să trăiască nepoților, strănepoței, ce planetă o să lase ei în urma lor. Ei acum vor să pună mâna pe ceva și acum îi vor să simt puternici și influenți și atunci îi folosesc orice mijloc și știm noi foarte bine că deseori scopul scuze mijloacele, din păcate. Înseamnă oare că este nevoie de organizație globală pentru ca să lupte pentru pace, să aibă doar o, știu, o agendă. Nu, foarte. Eu vreau pur și simplu să explic că dacă omul nu e conștient, așa e societatea, sunt legile societății, dacă unul din familie nu înțelege sau trăiește anapoda și pune în pericol absolut toată mersul unei comunități, evident cu el se rezolvă pentru ca să protejeze societatea. În cazul comunității globale, ar trebui cumva să fie, știu, organisme și lucrul acesta am observat după a doilea război mondial și după primul război mondial. A fost doar... Liga Națiunilor. Exact, Liga Națiunilor, unde s-a început cu Liga Națiunilor, după aceea... Organizația Națiunilor Unite. Exact, unde încerca să reglementeze pe plan global lucrul acesta, dar paradoxal... Corect, ați spus încerca. Pe asta vreau să zic. Și paradoxal este că în timpul războiului rece, în timp ce era un război rece și erau conflicte localnice unde se întâlneau, hai să zic așa, jucătorii mai influenți și își demonstrau mușchi, așa cum spuneau, cu prețul vieții și distrugerii civilizațiilor întregi pe planeta noastră Pământ. Aici întrebarea, ce înseamnă această globalizare? Soluționează ea problema sau totuși ce va fi? Care e perspectiva pentru viitor? Mi-a fost foarte corect, v-ați adus aminte de încercarea creierii unor organisme internaționale la nivel mondial care ar trebui să fie preocupate de promovarea drepturilor și integrității tuturor statelor lumii și de prevenirea oricăror conflicte, da, la nivel internațional, pentru a promova colaborarea aceasta internațională, dar iată, aceeași istorie ne arată că, cu toate că scopurile au fost destul de nobile și în cazul Ligii Națiunilor și în cazul ONU, istoria este un fenomen ciclic. Deci istoria are menirea și are o deprindere de a se repeta. Și dacă n-ai învățat lecția la timp, riști să repeți aceeași greșeală. Deci situația legată de Liga Națiunilor, noi am văzut-o că s-a repetat exact, practic, doar că în alt secol, acum 2 ani de zile. Deci ceea ce nu a făcut Liga Națiunilor, deci nu a luat măsurile necesare, nu a luat atitudine necesară și n-a fost destul de insistentă și de convingătoare în așa fel încât războiul din Ucraina să nu să se înceapă. Și lucrul acesta putea într-adevăr fi prevenit în cazul când Liga Națiunilor, pardon, în cazul dat ONU, întreprindea niște măsuri în privința diplomației preventive. Deci una dintre etapele care vine să prevină niște conflagrații de război, asta este diplomația preventivă. După care misiuni de pace, deci trebuie misiunile acestea să fie destul de consolidate și să aibă niște mecanisme foarte serioase și organizate sistematic, pentru că într-adevăr scopul Organizației Națiunilor Unite să fie realizată până la capăt, ducând inclusiv în situația agravării unor relații la organizarea unor activități de mediere. Deci, iată, toate lucrurile acestea trebuiau fi luate în calcul, dar, din păcate, practic, experiența ONU, repet, experiența Legii Națiunilor. Când foarte moale, când foarte așa atent, cu mânuși albe, s-a acționat la un moment dat cu partea care prezenta deja un comportament agresiv, expansionist, și ea nu a fost această parte de fel deranjată. Europa sau Uniunea Europeană spunând sau reacționând că se îngrijorează doar
de ceea ce se întâmplă într-o parte sau regiune a Europei, prin nimic nu ajuta. Deci a spune la televizor doar că sau a face o declarație pentru un comunicat de presă sau la o conferință sau la o ședință că te îngrijorează, că provoacă cumva îngrijorări. Da, absolut nu faci nimic. Deci nu oprește absolut procesul. Deci trebuie să intervii la momentul când deja înțelegi că doar apare interesul pentru o escavadare, deci agravare a situației. Deci la momentul când deja simți că relațiile pot să ducă la un conflict, trebuie să intervii. Nu să aștepți ei să găsească numitorul comun sau să meargă la o concesiune sau la un compromis, ci tu să te implici ca forță care pentru asta a fost creată. Deci Organizația Națiunilor Unite, din păcate, nu și-a făcut treaba. Deci asta demonstrează că la începutul secolului 21, Organizația Națiunilor Unite demonstrează eșec total în activitatea sa în ceea ce privește promovarea păcii. Și ceea ce se întâmplă în Ucraina nu este doar un singur caz. Deci noi am avut războaie locale și conflicte regionale și până la acest război foarte distrugător, care deja, uitați-vă că merge pe a treilea an deja. Și ne afectează și pe noi toți, deci vorbesc de toată Europa. Deci asta nu ține doar de poporul care a fost atacat și agresat. Deci toată lumea suferă din cauza războiului de acolo. După dumneavoastră, ce înseamnă luptă pentru pace? Acum nu vreau ca să vă gândiți ca un militant, ci să cum percepeți dumneavoastră această luptă? Deci lupta pentru pace nu este obligatoriu să o faci cu arma în mână, fiindcă, de exemplu, noi avem cazuri în istorie, Mahatma Gandhi, de exemplu, Nelson Mandela sau Martin Luther King, care demonstrau prin viziunile și comportamentul său și prin ideile pe care le promovau că sunt situații când poți să atingi scopul nefolosind violența, fiindcă violența naște violență. Deci, iată, în cazul acesta se poate de promovat pacea și prin alte căi, ducând discuții, organizând activități prin care de sensibilizare asupra subiectului, promovând ideea aceasta de jure și de fapt, nu doar teoretic, da? Deci aducându-ne permanent aminte de lecțiile războiului. Eu mă uit acum că tineretul nostru, din păcate, care s-a axat pe TikTok și pe rețele de socializare, nici nu mai cunosc erorile sau ororile războaielor de altă dată despre care nouă ni se vorbea la rândul nostru, da? Diferența între ei și generațiile care au trecut prin război și care puteau să povestească ceva ca martori oculari este mare. Deja bunii lor sunt copiii celor care au trecut prin război. Deci cumva s-a pierdut această legătură. Distanța aceasta între ultimul război mondial și perioada actuală este foarte mare și unele lucruri s-au uitat. Sau cumva s-au acoperit așa cu un strat de care nu arată profunzimea tragediei sau a cataclismului prin care a trecut omenirea. Deci copiii aceștia care stau în jocuri online, adesea nici nu-și dau seama că în viață omul care a fost înjunghiat sau împușcat nu poți să o întorci. Deci nu poți să faci restart la joc și să începi iarăși de la început. Iată, asta o a doua șansă nu ai. Exact. Și consecințele unui război nu este doar pentru un singur stat sau pentru două state care sunt implicate în acest conflict, ci efectul războiului atinge absolut pe toată lumea din jur. Iată, lucrurile acestea cumva cam s-au atenuat în ultimele decenii. Noi mai mult ne-am axat acum pe niște teme care sunt foarte populare, discutăm cu totul despre alte aspecte și știu cum tema păcii și a războiului așa s-a dus pe un loc secund în spate, dacă ați observat. Știi ce observ eu? Că
Sigur că ce și-a zis dumneavoastră, bunei și străbunii au luptat și aceștia nu se mândresc cu treaba aia. Absolut. Și cu siguranță, dacă îi întrebi sincer, aceștia nici nu vor să audă, pentru că sunt, e o tragedie, e o dramă. Iar generațiile ulterioare, nu știu, încep să poarte niște simboluri, iar mai ultima mi se face impresia, parcă e un război între simboluri, care de fapt în spate, știți, sunt anumite poziții. Înseamnă oare că aceștia n-au trecut printr-o înțelegere, conștientizare? Și aici întrebarea mea, care este rolul educației? Pentru că anterior, mai anterior ați amintit despre educație, despre faptul că au trecut cumva, care este rolul și ce fel de educație ar trebui să fie, sau așa cum gândiți dumneavoastră și cum ați recomandat dumneavoastră să fie pentru noi generații, ca să conștientizeze și într-adevăr să fie, n-aș zice opțional pentru pace, ci chiar luptători pentru pace cu lucrurile pașnice. Domnul Anatol, educația rămâne avea rolul crucial în ceea ce privește formarea și educarea unei generații noi, pregătită și formată, educată în spiritul toleranței, coabitării, acceptării diversității, fiindcă de la asta pornește cumva toată educația pentru pace, da? Totodată profesorul care este la cârma orientării tinerii pentru a fi educat în spiritul valorilor, în spiritul toleranței, diversității culturale, etnice, religioase, nu are importanță. Uită câteodată care este menirea sa adevărată și mie mi-este foarte jenă și am un disconfort enorm să recunosc că tagma noastră de pedagogi la momentul actual în Republica Moldova s-a divizat în două. Și printre pedagogii Republicii Moldova, cu cunoaștere de cauză, sunt profesori care susțin ideea războiului, susțin regimul putinist, încearcă să găsească justificare la ceea ce se întâmplă în Ucraina, și asta înseamnă că copiii din Republica Moldova riscă să fie educați foarte diferit. Cumva uită menirea și rolul profesorului astfel de persoane, confundând cu preferințele personale. Asta este foarte dureros. Eu urmăresc comportamentul unor colegi de-a mei și, de exemplu, mă minunează că un profesor de istorie în vara anului 24 cu plăcere se fotografiază pe Piața Roșie din Moscova, alegând, deci preferând să aleagă ca destinație pentru odihna din concediu țara agresoare. Și nu este reprezentant a unei minorități naționale, de exemplu, da? Ci e vorba despre persoana care are sânge românesc. Mă deranjează enorm unele școli pe teritoriul Republicii Moldova care, până în prezent, în muzeele lor școlare păstrează niște panouri informaționale, cumva, cu informație istorică, unde, de exemplu, este lansată lozinca ocupanții româno-fasciști. Sau, de exemplu, avem școli pe care le-am identificat în procesul evaluărilor externe pe parcursul ultimilor ani, care, de exemplu, au pagină pe rețelele de socializare. Unii nu numai promovează excursiile la monumentele războiului 2 mondial, dar cu totul cu altă conotație. Deci acolo nu este monument ca element al memoriei și a reflecției asupra celor căzuți, ci monument ca simbol al biruinței. Cui? Și asupra cine? Și asupra cui? Doi, când profesorii din școală plasează pe rețele de socializare sugestii de filme și cărți pentru tânăra generație,
care de fapt promovează tematica războiului și promovează cu totul alte valori decât ar fi cazul să le promoveze. Când o școală, de exemplu, în sudul Republicii organizează în fiecare an Nazat v SSR, iată copiii aceștia care sunt educați în astfel de condiții. O să găsească oare limbă comună în perspectivă cu generația lor, cu reprezentanții generației lor, care au fost educați concomitent, paralel, de alți profesori, care promovează, de fapt, alte aspecte, valori adevărate, care caută ca copilul să înțeleagă că din orice conflict trebuie să ieși fără bătaie. Că din orice conflict trebuie să găsești un numitor comun, să cauți un consens. Da? Domnul Anatol, pentru mine asta până ce este o enigmă. Ce se întâmplă în Republica noastră la capitolul promovarea păcii. Și mulțumesc că m-ați invitat la această emisiune, fiindcă tema este foarte sensibilă. Parcă pare foarte teoretizată și parcă pare că vorbim despre un fenomen care s-a întâmplat cândva în istorie, dar ceea ce ține de promovarea păcii, noi avem probleme cu această temă azi și acum în școala contemporană din Republica Moldova. Și menirea istoriei, fiindcă am spus și mai spun și mă mai repet a treia oară, cei care nu învață lecția istoriei riscă să o repete. Lecțiile istoriei ne aduce aminte, de exemplu, de necesitatea negocierii, a efectului relațiilor diplomatice, a faptului cât este de important a te așeza și a găsi numitor comun. Conferințele de la Yalta, Potsdam, Versailles ne arată lucrul acesta totodată. Istoria conferinței de la Versailles, unde a fost escalată pacea între Germania și Antanta, ne aduce aminte cum umilirea unui stat care a pierdut un război poate să condiționeze apariția, declanșarea unui alt război încă și mai mare. Fiindcă, de fapt, una dintre cauzele celui de-al doilea război mondial au fost efectele sistemului de la Versailles, în care Germania a fost umilită, impusă să plătească reparații extraordinar de dure și atitudinea celorlalți pentru germanii, cărora le s-a lezat extraordinar de tare demnitatea, onoarea, național inclusiv. Iată, asta i-a unit, probabil, în și perspectivă. A suscitat cumva social-național, partidul a vehiculat cu aceasta. Exact, și reacția și dorința de a se revanșa, de a se răzbuna. Iată, istoria pune lucrurile acestea pe cântar. Plus, ne arată că și din cele mai strașnice situații câteodată există soluții de ieșire. De exemplu, în timpul războiului rece, dacă țineți minte, criza Caraibelor, când putea în orice moment, în anii 60, să înceapă un al treilea război mondial, numai mult mai dur, cu aplicarea armelor nucleare. Și doar deschiderea marelor puteri de a se așeza la o masă de tratative și ce înseamnă? Doar Hrușciov a participat în cadrul celui de-al doilea război mondial și a avut chiar un copil care a murit, aviator a fost, da? A pierdut un copil în cel de-al doilea război mondial. Probabil generația aceea, pe lângă toate ambițiile care le aveau politice și personale, hai să recunoaștem, dar aveau și acea memorie ce se întâmplă și care sunt consecințele declanșării unui război. Poate și asta a oprit atunci acea criză care era foarte, foarte serioasă, foarte tensionată, deci nimeni nu credea că lucrurile pot să aibă și o altă întorsătură. Iată, istoria demonstrează că se poate și așa de reacționat. Doar trebuie ca să fiecare parte care este sau are puterea de decizii, să are discernământul acesta, să poată face un pas înapoi pentru a se gândi. A include la timp smerenia, nu ambiția. Ambiția e bine să o incluzi acolo când te lupți pentru a face ca toți să aibă de câștigat. Deci în cazul ăsta, a lupta pentru pace este o ambiție sănătoasă. Consider eu.
Ați vorbit despre dialog. Da. Dialog dintre state, dintre culturi. Înseamnă oare că, știți ce mă gândeam, ascultând pe dumneavoastră, mă întrebam, posibil oare, cum e posibil ca să faci, știu, ca să fie fenomenul acesta, că e un fenomen. E o stare, pacea. Pentru că organismele internaționale, câte sisteme nu s-ar fi creat, ai impresia că toate ieșuiază. Pe lângă a înțelege pe altcineva. A încerca încălța papucii celorlalt. Pentru că mi-aduc aminte atunci când pornise, știu, anumite, așa știți, valuri naționaliste și ute față de o etnie, altă etnie față de cealaltă și momentul în care au început deja să se înțeleagă cultural, etnografia să o cunoască, de unde sunt, cine sunt, de unde a apărut, stai puțin, cu totul s-a schimbat, pentru că am înțeles că ăștia sunt oameni. Cu nimic. Mai prejos. Mai prejos. Ce au și valori, au și aspirații, au și familii. Au da, și foarte ei. Mult înseamnă și de inteligență. A înțelege pe cineva, pe altcineva, pentru că chiar și rasismul sau domeniile, orice domeniu unde ființa umană își impune, știu, partea rea a naturii sale, cu siguranță că ea poate fi exteriorizate unde vrei, dar cu toate acestea, înțeleg eu că soluția ar fi să înțelegem alte culturi, să înțelegem pe alții, să îi înțelegem, să-i auzim, nu doar să vorbim și nu doar să fim impuși, adică să impunem, nu doar să ne fie impusă, ci și să ne audă ce vrem să zicem, pentru că, așa cum a zis dumneavoastră, n-ați amintit despre pactul din Versailles, evident, a fost ca o revanșă francezilor, adică provocare. O etnie în față a celelalte, parcă a fost o... Și se aștepta la al doilea război mondial. Evident că a fost a doua conflagrație. Și după a doua conflagrație, cine e biruitor? Cine e urâtul? Cine e bunul? Cine... Și paradoxal că unii sunt buni, dar alții sunt răi, că de fapt nici nu știi cine sunt buni și răi. Știți, enunțul ăla la biruitorii nu se judecă. Cei care înving pe alții nu sunt trași la răspundere, ci sunt trași la răspundere cei care sunt învinși. Cât de corect este. Și iată, în contextul acesta, întrebarea mea. Ce programe, proiecte ar trebui omenirea la nivel național și internațional să întreprindă pentru ca, într-adevăr, să aibă rezultat și rezultat bun, efect, educație. Pentru că, înțeleg eu, educația asta e a lărgi înțelesul, a inteligența, de a înțelege pe altul. Care ar fi? Ce ar fi după dumneavoastră? Știți, eu în ultimii 2 ani am participat în mai multe proiecte internaționale unde se discutau despre perspectiva scrierii unor manuale comune. De exemplu, comune la temele sensibile. Foarte multe state au avut în istorie situații dramatice legate de frontiere cu vecinii de alături. Da. Și iată, este foarte interesant cum același fenomen, de exemplu, este povestit într-o școală din Polonia și într-o școală din Germania, sau dintr-o școală din Franța și o școală din Germania, sau, de exemplu, cum același fenomen sau aceeași situație ar putea fi predată în Republica Moldova, în Ucraina, în Rusia și în România. Deci, iată, astfel de proiecte unde istoria comună este predată la un loc, unde același fenomen este explicat din punct de vedere a unui stat și a altui stat, și copilul când citește, el citește poziția la fiecare și face concluzia lui. Ar fi probabil că binevenit de introdus în Republica Moldova, asta doar este o aspirație. 2. Toate activitățile care sunt realizate la noi extrașcolare cu privire la valorile democratice, promovarea toleranței, ele cumva nu trebuie să fie abstractizate. Ele trebuie să țină de niște lucruri elementare care, firești, care se întâmplă la noi în Republica Moldova.
Eu m-am ciocnit de faptul că noi la școală cunoaștem sau predăm copiilor mai multă informație despre cultura unor popoare care se află departe de noi, de exemplu în Europa Occidentală. Deci copiii sărbătoresc amu toamna Halloween-ul, știu tot soiul despre Valentin și Valentina, da? Sfântul Valentin sărbătoresc, au niște informații despre ce se face, de exemplu, de ziua recunoștinței în Statele Unite ale Americii, dar nu știu ce fac, de exemplu, de ziua, eu nu știu, a bulgarilor, că au sau nu au, de exemplu, sărbătoarea lor, sau care sunt tradițiile găgăuzilor. Cei care trăiesc pe teritoriul nemijlocit al Republicii Moldova, deci noi nu ne cunoaștem vecinul de casă adesea, noi nu ne cunoaștem vecinul de sat sau omul cu care trăim alături. Noi știm ce se face, nu știu, la capătul lumii, dar nu știm ce se întâmplă la noi Republica Moldova. Deci asta ar fi o soluție de a vedea la început sub lupă ce avem la noi acasă și a încerca să înțelegem pe cel cu care trăim alături, de ce el este diferit, dar ce are el mai bun ca noi și ce ne unește, fiindcă el tot are lucruri extraordinar de bune. Poate el vorbește altă limbă, dar cultura lui nu este mai prejos ca cultura noastră. Și există foarte mulți reprezentanți a bulgarilor, a polonezilor, a ucrainenilor, a rușilor, a țiganilor, a găgăuzilor, care ne-au făcut faimă și nume în lume, ca reprezentant al Basarabiei sau Republicii Moldova. În manualele de istorie, din păcate, lucrurile acestea nu se pun accentul. Da, a fost cumva o reacție la începutul anilor 90, că noi aveam chiar nevoie ca aerul să ne cunoaștem pe ai noștri, fiindcă noi cunoșteam la momentul acela tot ce ținea de pionierii eroi, stahanoviști, persoane care au zburat în cosmos din Uniunea Sovietică, dar noi nu știam oamenii valoroși pe care i-am avut aici. Acum sunt câteva proiecte, de exemplu, la istorie, cunoașteți erou din localitate, așa se numește, unde copiii sunt provocați să descopere oameni deosebiți, inediți, care sunt interesanți ca niște eroi, care promovează ceva mai deosebit, cu care, într-adevăr, localitatea se poate mândri. Și asta nu este obligatoriu să fie de aceeași naționalitate ca și tine. Probabil că iată, dacă o să fie în continuare pus accentele corect, deci nu facem pentru bifă, dar cumva după oricare activitate cu copiii să se facă o lecție de reflexie. Ce au înțeles ei de la activitatea la care au participat? Au primit doar notă și au făcut cunoștință cu o informație inedită sau au înțeles ceva și cum informația pe care ei au obținut-o poate fi valorificată în perspectivă, la ce poate să duc ceea ce cunoaște el? Iată, probabil că o schimbi optica cu privire inclusiv și la educația asupra păcii. Fiindcă toate problemele se încep inițial de la niște conflicte mărunte. La noi, Republica Moldova, fiind un stat multietnic, multicultural, punctul vulnerabil este anume coabitarea pe același spațiu a mai multor minorități naționale care, unele forțe politice, din păcate, în anumite conjuncturi și situații le folosesc în detrimentul coeziunii societății și a coeziunii naționale. Deci și ne face dușmani în propria noastră casă, provocând în perspectivă și niște elemente care pot să ducă la un război civil și asta este strașnic. Deci și în cazul că noi avem grijă ca în toate școlile să se preda uniform sau în mod egal sau obiectiv istoria, cultura, iată atunci probabil că o să obținem niște rezultate mai palpabile decât sunt acum. Nu știu ce să facem ca să întoarcem copiii la citit. Nu știu ce să facem ca să întoarcem copiii în sălile de teatru. Nu știu cum de făcut ca părinții să discute mai mult cu copiii acasă, fiindcă anume lipsa comunicării între generații duce la creșterea unor persoane sterile sau care insensibile.
care caută cumva refugiu într-o lume virtuală și oportunitățile tehnice și digitalizării permite lucrul acesta, dar asta contribuie la faptul că noi educăm și creștem niște viitori roboței fără suflet. Și asta este strașnic. Revenirea la tradiții, valori, la credință, la credința veritabilă, nu cea promovată. Eu merg la biserică de dragul faptului că toată lumea merge la biserică, să eu într-adevăr ceva simt aici și am nevoie să merg să discut cu Dumnezeu. Eu spun Tatăl nostru de atât că am fost așa învățat înainte de masă, sau eu într-adevăr înțeleg sensul și rostul rugăciunii pe care o spun. Eu iubesc de atât că așa mi-a spus mama că trebuie să iubesc, să eu într-adevăr trec prin mine și sunt solidar și retrăiesc pentru cel de aproape și pe mine tot mă doare ce, cu ce trăiește și cu ce sunt cel de aproape. Deci sunt foarte multe aspecte care, la care educația trebuie să atragă atenție și aici nu-i doar rolul școlii. Deci tot începe acasă. Dacă copilul vede că tatăl sau fratele mai mare sau mama bate un animal, deci totul se începe de aici. Acum ucidem un animal, dar mâine foarte ușor ucidem un om și peste un timp ajungem să conducem o țară și putem ucide liber un popor, fiindcă creștem insensibili. Știți, Caragiale le spune așa, când înțelegi pe cineva, începi să-l iubești. Mhm. Și cred eu că pacea stă nu doar pur și simplu în militări de a impune pe cineva, cuiva, ceva, ci și lucrul acesta s-a demonstrat că este impotent. Corect. Însă, cred eu, valori ca dragostea, unul față de altul, se începe doar atunci când începi să-l înțelegi pe cineva. Adică când îl cunoști, Cum să ridic eu mâna sau să merg împotriva cuiva? Ăla uh-huh. care eu l-am înțeles, pentru că înțelegând, începi să-l iubești. Mulțumesc foarte mult pentru că ați găsit loc să fiți împreună cu noi. Și știți, mă gândeam eu că ar trebui să mai veniți la mine în emisiune cu drag. Cu subiecte de felul acesta, pentru că sunt importante pentru societatea noastră. Vă dorim succese! Mulțumesc! Cum să înveți să faci pace. Cum probabil că mai degrabă ar fi cum să înveți să iubești. Probabil că ar trebui să ridici ochii în sus și să înțelegi că este cineva care te-a iubit pe tine primul. A învățat de la cel care iubește. Sunt Anatolie Tănase și vă spun la revedere până data viitoare.